Donatorii de sânge voluntari sunt tot mai puțini în raionul Răzina. Vin să doneze sânge mai des rudele apropiații și cunoscuții celor care au nevoie de transfuzie. Chiar și din ei, mulți nu au voie să doneze sânge. Primim preparate sanguine de la centrul transfuzii, preparate, componente sanguine și noi trebuie să prezentăm în contradonatori. Adică în fiecare lună noi trebuie să prezentăm câte 100 de donatori. Sigur că 100 de donatori noi nu putem, nu se prezintă. Procentul avem 61% îndepliniți până acum. Dintr-o 100% trebuie să facem pe 7 luni, dar la noi sunt îndepliniți cu 61%. Cauza este că contraindicații medicale avem la donatorii care se prezintă și atât după anamneză medicală tot. Mulți donatori avem care donează pentru rude. Voluntari avem donatori mai puțini. Mulți voluntari pentru Demciuc, de la Echimăuță. Nu pentru rudă, pentru apropiată. Sunt donator voluntar, donez sistematic. Cred că facem un bine pentru cei care au nevoie de componentele din sânge. Pentru a deveni donator de sânge este necesară parcurgerea câtorva etape. Donatorul se prezintă, mai întâi trece etapa de registratură unde se înregistrează toate datele personale, datele sunt păstrate confidențial, după care trece etapa de consultație medicală, medicul adresăm întrebări și hotărâm dacă este apt pentru donare sau dacă are careva contraindicații. Și după asta merge etapa de laborator, se apreciază grupa, rezus, hemoglobină și dacă și acolo tot nivelul de hemoglobină corespunde, atunci merge la donare și după asta îi se eliberează certificat de eliberare pentru 2 zile de la serviciu și pachetul alimentar. Potențialii donatori sunt indignați de cozile mari și de faptul că trebuie să aștepte de la ora 6 dimineața. Care e greu să organizează lucrul aici. Vin care pentru spitalul Chișinău, nu e un lucru pentru spital, aici trebuie și organizat. Într-un rând să mergem, dacă chiar la urmă vorbim, dar așa stău să faci gălăgie, lumea ca să revoltă. Am venit ziua din donoră și am venit și așa e ocere noi, tot bărdac. Autoritățile publice raionale și-au propus drept scop creșterea numărului de donatori prin implicarea mai multor instituții și vin cu o adresare. Mă adresez absolut tuturor primarilor, șefilor de instituții, liderilor agricoli să înceapă cu lucrarea directă cu medicii de familie pentru a ajuta de a colecta sângele care este atât de necesar spitalelor noastre din raionul nostru și din întreaga Republică Moldova. Medicii recomandă tuturor celor care au donat sânge să consume lichide cât mai multe, să nu facă efort fizic, să mănânce bine și să se odihnească. Specialiștii spun că voluntarii pot dona sânge la fiecare 2 luni, iar plasmă la fiecare 2 săptămâni, însă doar la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Ana Donțu, Alexandru Cebotari, Rezina, fiți la curent!